Dacă unele stadioane de fotbal din Liga 1 sunt încă înzăpezite după ultimele ninsori, gazonul de pe Marina Anastasovici arată impecabil. Viscolul și zăpada nu au creat niciun fel de probleme datorită instalației de încălzire subterane, mai exact 6 stații de degivrare care permit gazonului să fie practicabil, indiferent de temperaturi sau nivelul precipitațiilor. Starea gazonului este foarte bună, după cum o să o vedeți și dumneavoastră, este verde. Și asta datorită stației de degivrare. Noi nu am intervenit cu nimic. Această stație încălzește solul și se topește zăpada în câteva zile de la ninsoare, ceea ce s-a și întâmplat. A avut o mică problemă cu una dintre cele 6 stații, dar a mai rămas puțin o poșghiță subțire de zăpadă și se va topi într-o zi, două și asta. Deci terenul este bun de joc dacă s-ar pune problema reluării campionatului imediat. Și dacă la gazon nu este mai nimic de lucru, nu la fel se poate spune despre restul stadionului. Exceptând cele câteva zile de cot portocaliu, aici s-a lucrat la foc continuu. Pe o parte se efectuează lucrări pentru amenajarea noii tabele de marcaj, iar pe cealaltă parte se toarnă beton pentru fundația noii peluze. În aceste zile am reluat lucrările. După cum vedeți, s-au pus stâlpul de susținere pentru noua tabelă electronică de marcaj. În câteva zile este gata și funcțională. În partea cealaltă a stadionului au reînceput începând de ieri lucrările la peluză și corpul numărul 1, zicem noi, unde vor fi vestiarele jucătorilor și sălile de conferință și așa mai departe. Noua tabelă de marcaj va fi funcțională începând cu săptămâna viitoare, iar peluza își va primi suporterii cel mai târziu până la sărbătorile pascale. Stadionul Marin Anastasovici se va transforma total în perioada următoare, după ce tribuna a doua va fi demolată, iar în locul acesteia se va înălța una identică cu tribuna întâi. Pentru ca pe stadionul Giurgiuvean să se poată juca și meciurile din Europa League, este nevoie ca acesta să aibă o capacitate de 8.000 plus 1 locuri. Un obiectiv deloc greu de pus în practică pentru finanțatorul Ioan Niculae.